12 avioane de vânătoare și 2 avioane cargo au aterizat în mai puțin de o oră aici, pe baza aeriană din Šiauliai, în Lituania. Este oficial, Air Defender a început. Acesta e mesajul exercițiului. Suntem aici, putem ajunge repede în orice loc din Europa și să apărăm fiecare parte a spațiului aerian al NATO, crede Rats, unul dintre piloții polonezi de F-16 care a aterizat în Lituania. We are just next to the war, so like show of the force, like here, like that all the squadrons or the bases are under Europe can cooperate and fight together. That's a very important message to the other countries and as well for me personally that we are safe and strong. Air Defender este considerat cel mai mare exercițiu din istoria NATO, iar comandantul forțelor aeriene germane spune că este o demonstrație a capacității alianței de a se apăra. Întreba dacă prezența avioanelor în Lituania are legătură și cu summitul care va avea loc peste o lună la Vilnius, șeful forțelor aeriene lituaniene a spus că nu în mod direct. If you have couple such such bases near frontal area, so you may move aircraft between these bases very very quickly, which causes dilemmas for your enemy. This is friendly airbase and friendly aircraft, but we are actually close to possible enemy territory. And in case of reaction, so these aircraft are deployed here, rearmed, when they will receive a new task, so they will be airborne immediately. Aeronave de tipul F-15, F-16, Eurofighter și Tornado au aterizat la Air Defender în prima zi. Exercițiul este organizat de Germania, iar cele mai multe zboruri vor fi făcute în spațiul aerian al acestei țări. Today shows the flexibility of air power, how fast we can deploy additional jets here in case they're needed. We planned the ground part of the defense, now we're showing that we can defend in the air. As NATO, as a huge partnership in a German-led exercise. Din cele 250 de aeronave care participă la acest exercițiu, aproximativ 100 sunt din Statele Unite ale Americii. We're just looking to practice our ability to deploy and redeploy rapidly throughout NATO. Baza din Šiauliai nu este întâmplătoare pentru că de acolo se realizează misiunile de poliție aeriană pentru țările Baltice. Forțele aeriene române aflate în Lituania pentru aceste misiuni vor participa și la Air Defender, la fel cum au participat și la altele de când sunt detașate în țările Baltice. Exercițiul este uriaș. Noi vom primi misiuni în cele 2 săptămâni. O să participăm atât în misiunea air cât și în misiuni air-sol, conform solicitărilor pe care le vom primi și sunt absolut convins că toate se vor desfășura la fel de bine cum s-au desfășurat cele până acum. Lucrăm foarte mult, având în vedere faptul că forțele aeriene române în curând vor achiziționa aeronave generația 5-a. Lucrăm foarte mult pentru partea aceasta de integrare a F-ului 16 cu aeronave de generația 5-a. Cea mai mare parte a Air Defender va avea loc în Germania, iar aeronavele vor decola din 6 baze. România este prezentă și acolo cu aeronavă Spartan de la baza 90 Transport Aerian. Exercițiul se va derula până pe 23 iunie.